În Muntenia, viscolul s-a oprit de mult, dar autoritățile încă se chinuie să repare ce a făcut iarna. La numai 12 km de București, localitatea a fost ruptă de lume vreme de 4 zile. Abia azi noaptea, autoritățile și-au făcut drum printre nămeți cu ajutorul utilajelor până în comuna Vânători. Nu le-a fost deloc ușor. Am reușit să ajung într-un loc în care zăpada a fost deja îndepărtată. Sunt chiar cu picioarele pe asfalt, pe drumul care duce la Vânătorul. Mai sunt aproximativ 200 de metri până la prima casă din localitate. Uitați-vă câtă zăpadă s-a depus pe carosabil. Aici mormanul are cel puțin 2 metri, însă sunt porțiuni de drum care au troiene de peste 4 metri înălțime. Viscolul din ultimele zile a transformat satul într-o fortăreață formidabilă. Zidurile de zăpadă nu au cedat cu una cu două în fața utilajelor drumarilor. În spatele munților de zăpadă, câteva sute de suflete așteptau să fie eliberate. De când sunt dezblocate? De 4 zile! De 4 zile! Nu avem mâncare, nu e nimic, nu poate să fie mașinile cu pâine, nu putem să ieșim să ne ducem la servici. Stăm acasă, păi patronul te îngăduie o zi, două, dar până când? Am nepoată să ne pleacă mâine la facultate să dea examenul și nu... Nu are cu ce să ducă. Eu sunt șofer pe microbuz, al meu e înțepenit în zăpad. Și nu am putut să ies. Ați avut pâine, apă? Momentan, proviziile care am reușit să le avem a fost ok, n-am avut probleme. Dar gândul că ați fost izolați? Da, a fost mai greu cu serviciu. Din cauza serviciului, n-am putut să ajungem pur și simplu la serviciu. Ați rămas blocat aici? Da, marți dimineață. Ați intrat să dezăpeziți și n-ați făcut față? Cum a fost povestit? S-a făcut față, am găsit mașina de pâine zăpezită și n-am mai putut să trec nicio și am rămas și eu. Oamenii au fost pur și simplu blocați în casă de troienele imense de zăpadă. Până aseară, când drumarii au dat asaltul final asupra fortăreței de zăpadă.